Și dacă tot vorbim adesea despre faptul că Republica Moldova devine un mediu investițional atractiv pentru piața europeană, eu zic că trebuie să ne referim și mai mult la femeile care reușesc să se afirme în vari domenii. Tocmai din acest motiv, în această dimineață o să discutăm despre feminizarea cumva a profesiilor, iar alături de mine în această dimineață este doamna Loreta Handrabura, cercetătoare și doctoră în filologie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația de a discuta despre acest subiect, pentru că se întâlnesc mai multe păreri într-un anumit punct. Ce înseamnă, de fapt, feminizarea profesiilor și dacă este ceva normal sau vorbim despre o abatere lingvistică? Este o abatere lingvistică, utilizarea formei gramaticale și de gen feminin. Cred că orice copil, începând cu de la grădiniță, chiar dacă nu vorbește încă de genuri gramaticale, o să spună că este firesc să spună și prinț, dar și prințesă, așa, după care elev și elevă, așa. Și asta noi acceptăm. Ulterior putem deveni masteranți și masterande, doctoranți și doctorande, dar începem să ne împiedicăm când ajungem la titluri, demnități care presupun putere de decizie, care presupun o educație mai înaltă și o calificare, sigur că mai profundă. Aici, de fapt, Daniela, se ascunde problema, fiindcă rezistența pe care o manifestă și Institutul de Filologie de la noi, nu în totalitate, și o parte din purtătorii și purtătoarele limbii române, se manifestă nu pe toate formele de feminin. Asta este, după mine, problema și asta probabil că trebuie să o spunem și publicului. Nimeni nu are treabă și utilizează forma de feminin pentru meserii care, de cele mai multe ori, nu presupun calificare. Așa. Și haideți să luăm menajeră. Așa. Sau meserii care presupun o calificare, cum zicem noi, de școală profesională sau colegiu. Infirmieră. Așa? Când ne ducem pe profesii deja care presupun studii superioare, ei, uite, acolo noi începem să zicem, domnule, dar nu sună bine. Dar nu este argumentat din punct de vedere științific. Cum nu este argumentat din punct de vedere științific? Atâta timp cât noi formăm substantive la feminin de la masculin prin diferite sufixe. Astăzi noi le spunem sufixe moționale. Este vorba de sufixul ă, iță, oare și altele. Ei, utilizarea unui limbaj echilibrat în privința celor două genuri este dovada unui tratament lingvistic egal. Mai mult ca atât, Daniela, el este justificat din punct de vedere sociocultural, acest limbaj sensibil la gen. De ce? Noi am venit foarte târziu, ni s-a permis să venim foarte târziu la studii, fetelor și femeilor. Acum 100 de ani a început acest proces de acceptare a noastră, a celuilalt, în registrul aceluiași, dacă vorbim acum în termeni de filozofie. Noi abia din 1936-38 ni s-a permis în spațiul românesc să votăm. Deci, atenție, dragă telespectatori și dragă telespectatoare, dacă genului masculin, fără efort, i s-a permis și să învețe și să ocupe funcții și să-și formeze și un limbaj cu forme de masculin, noi întotdeauna a trebuit să luptăm pentru drepturi politice, pentru drepturi educaționale, sociale. Pentru drepturi sociale, pentru drepturi economice, pentru drepturi la proprietate. O luptă injustă până la urmă. Sigur. Eu asta am ținut să spun ca să se înțeleagă de ce s-a instituit norma standard cea de masculin. Fiindcă da, bărbații au avut acest drept de a construi și limbajul. Și în acest sens este o carte, o carte care este prima dintr-o serie de cercetări. Bărbații au făcut limbajul, man-made language. Deci ei, după înțelegerea și experiența pe care au avut-o de-a lungul istoriei, au construit societate, instituțiile în care noi am venit mai târziu, abia când ni s-a permis sau după lupte de secole.
Și de aceea prezența noastră deja alături de celălalt partener, de celălalt actor social, impune ca și la nivel de limbaj să fim vizibile. Atâta timp cât noi vom utiliza norma generică de masculin, pe care insistă unii, dar nu și savanta, mă rog, pe care noi o cunoaștem încă de la școală, Mioara Avram, care zicea într-o carte care a fost publicată chiar și la noi în anii 2000, atâta timp cât avem o formă de feminin pentru substantive ce denumesc profesii, funcții, titluri și ocupații, că noi aici ducem, nu vorbim de om și oamă, fiindcă se fac comentarii absolut nejustificate și care se duc în derizori. Vezi, eu fug de aberații, fiindcă s-au pus foarte multe etichete pe insistența pe care o am eu și foarte multă lume de utilizare firească atât a masculinului cât și a femininului. Deci, revin, Mioara Avram zicea, atâta timp cât avem o formă de feminin, să o utilizăm pe aceasta și nu cea de masculin sau compusele greoaie cu femeie aviatoare, femeie jurnalistă. Fiindcă limba română permite și alte limbi permit și mai multe institute de filologie și academii din afara spațiului românesc au luat această decizie de demasculinizare a limbilor. Mă refer la Franța, dacă o iau în ordine descrescătoare, 2019. Ucraina, în 2019, de asemenea. Serbia. O să fie multă lume acum surprinsă când le voi spune că țările în care se vorbește germana, ele sunt vreo 7 în afară de Germania și Austria, așa, unde fie în cantoane se discută sau în anumite regiuni, au format un comitet de lingviste și lingviști, lexicologi, lexicologe, și de asemenea au aplicat acest principiu de utilizare firească și a formelor de feminin, nu doar pentru meserii la care noi văd că nu avem nicio rezervă și nicio rezistență, dar și pentru profesii și pentru funcții și pentru titluri. Clasificatorul ocupațiilor. Este Republic... foarte clar reglementat. Este foarte clar reglementat și voi repeta o dată în plus și pentru cei care ne ascultă la această oră. El include formele de feminin și de masculin care sunt atestate în dicționarele scrise de autori și autoare sub egida Academiei Române. Atenție! Acolo unde noi deocamdată nu am atestat femininul pentru, de exemplu, medic, critic literar, istoric, foarte multe profesii din domeniul de securitate și domeniul religios, le-am lăsat la masculin. Așa. Dar vreau să vă spun acum câteva exemple foarte interesante. La feminin, în clasificator, au rămas 5 cuvinte, fiindcă sursele lexicografice, noi așa le spunem, cele 14 pe care le-am consultat atunci când am revizuit clasificatorul ocupațiilor, și am descoperit și le-am lăsat respectând buchia, mă rog, care vine de la Academia Română, ca să vorbim pe înțelesul tuturor. Deci la feminin, deocamdată în acest clasificator, a rămas moașă, escortă, gazdă club, model artistic public, manicuristă și manicuristă pedicuristă. Astea nu au formă la masculin. Aceste 5 nu au forme la masculin. Paradoxul. Sunt foarte multe paradoxuri în limbă. Deci nu avem manicurist, dar avem pedicurist. Vedeți că ceva nu se leagă ca și, exact, ca și coerență. Atunci când bărbații, de exemplu, au venit pe niște profesii, meserii, care au forme doar de feminin, ei nu acceptă să utilizeze această formă la feminin. Și am să vă zic de ce insist și pe acest aspect. Deci, noi deja avem forma de masculin pentru moașă, care este mamuș. Pentru cei care absolvesc colegiul de medicină, doctorii, doctorițele care absolvesc Universitatea de Medicină, și sunt pe acest specializați pe ginecologie, pe reproducere,
pe nașteri. Sigur că doctorițele, mă rog, probabil că pot să-și mai zică moașe, iar doctorii din acești domenii își spun obstetricieni. Și cred că ați văzut și respectiv și femeile care dețin această poziție obstetriciană și găsim această formă în dicționarul de medicină. În altă ordine de idei, personal de îngrijire a încăperilor își spun bărbații care fac aceeași curățenie cum o face o menajeră sau o femeie de serviciu. Personal de îngrijire a copiilor și a vârstnicilor își spun bărbații și nu îngrijitori de bolnavi la domiciliu sau educatoare sau dădacă. Deci, observați, limbajul reflectă relațiile de putere. Limbajul are caracter ideologic. Prin limbaj, noi vorbim despre felul cum ne percepem pe noi și cum îi percepem pe ceilalți ca valoare, ca și contribuție. Și rezum, atâta timp cât femeile deja sunt pe piața locurilor de muncă și profesiile, meseriile, titlurile nu mai sunt eminamente masculine sau doar feminine, nu mai este justificat acest conservatorism sau patriarhat lingvistic. Cu atât mai mult că limba română, ca și toate limbile romanice, permit utilizarea firească a formei și de feminin, nu doar a formei de masculin. Doamna Handrabura, am senzația că în această dimineață doar am deschis acea cutiuță, dar vă mai așteptăm cu mare drag deja pentru a analiza mai amănunțit, să vedem că e psihologă, nu e psihologă și să vedem alte forme pe care ar trebui să le evităm sau din contra să le aplicăm în conversația cu oamenii din jur. Mulțumim tare frumos că ați venit în această dimineață. Cu mare plăcere. Îndemnul meu pentru toată lumea este să deschidă clasificatorul, să deschidă dicționarul și atunci, dacă nu suntem de acord, să polemizăm cu lingviștii, cu lingvistele, cu lexicologile care scriu aceste dicționare. Cert e că limba se schimbă odată cu societatea. Asta este important să înțelegem. Dumneavoastră, rămâneți alături de noi.